Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Medin2 Ro, serverul Carpathian. Eu sunt Taker, vă orice vizionare cât mai bună, fraților. Țin să vă anunț că surau de 115 de pe țară românească s-a vândut. S-a vândut și surau de nivel 30 cu Pela Tăiș, postat de acum două clipuri. Iar dacă sunteți interesați de vreun cont sau o platformă, by the way, avem oarul ăla cu FMS51 medie, bombă rău de tot pe Carpathians. Iar dacă sunteți interesați de vreo prestare de cont, platformă sau poate chiar voi sunteți interesați de un anumit cont, dați mesaj pe Instagram shop-ul Medin2ro, îl aveți acolo în descriere. Bun, astăzi avem la prestare un cont de buget de pe serverul Carpathians cu P-ul Laura, de fapt 4 P-uri, M9, 21 de puncte la cal. Biologul care este la însemne, a livrat 21 până acum. 4 inventare deschise, mai avem niște cufere Gaia, foarte multe atacuri side, după cum se poate vedea. Rubinul cu valoarea atac, rezistență medie, apărare. Jad dublu, diamant dublu. Deci cam alchimia cum trebuie fără safir. Itemele ar fi astea: Titan plus 9, imun, o putere, 10 diavol, 6 corporal. Contul este făcut mai mult pentru fermecată, după cum se poate vedea. Uite, o trăvită asta foarte, foarte frumoasă, 44 medie, 1 pătrundere. Talisman de vânt plus 4. Deci, na, un cont de buget. Dacă sunteți interesați, fraților, îmi dați mesaj pe Instagram și vă rezolv. Bun, mai avem și pe aici și pe Lisan și cam atât. Bun, hai să punem o pauză și revenim. Bun, fraților, am revenit și de data asta facem prezentarea celui mai bun surarme de nivel 35 de pe Medin2 Ro. Deci, cel mai fresh cont de nivel 35 pe care l-am văzut în ultimul timp. Un cont genial, fraților. Deci, chiar un cont super, super genial. Bun. În primul rând, după cum se poate vedea, contul este... Sura arme, level 35, pe teamă, pe tăiș, 12 puncte la călărie, G3 la transformare, M3 la minerit, M1 la limbi, 11 puncte la conducere, pe teamă, pe tăiș, biologul care este terminat, bineînțeles. La capitol alchimie și o alchimie la care, pe care nu mă așteptam să o văd pe un cont nivel 35, sincer, avem un fel următor: diamant strălucitor dublu PC cu apărare magică. Deci chiar eram acolo, bă, dar what the fuck, de ce strălucitor la level 35 când mergea un opac direct? Adică, na, rubin strălucitor full PVM. Deci iarăși, și aici eram, bă, dar de ce? Gen, chiar așa eram, de ce? Și uite, vedeți ce poate întâmpla. Jad strălucitor full, granat strălucitor dublu PM cu regenerare PM, safir Warlican Sura, 3 rezuri, Onyx, dublu corporal și critică. Deci eram pe stilul, what the fuck? FMS-ul este un FMS... FMS-ul este un FMS 50 medii, 6 int, 2 pătrundere, 2 metine, cu skin de sabie Zodiac plus 9, deci și asta mi se pare genial. Ghinionul este un ghinion 2 KPV, 50 atac, 10 foc, cu armură luminoasă plus 9 ca skin. Bă, deci nu s-a încurcat deloc la skinuri. Deci nu s-a încurcat deloc la skinuri băiatul. Brățară 10 semi, 10 magie, 20 drop, 35 atac la 6-7 bonus prins din adaugă. Cercei de abanos plus 9, 20 diavol, 20 vampir, 20 mișcare, 10 orci. Încă o pereche de cercei 15-15-10. Coif 10 semi, 10 magie, pentagon plus 9 cu 10 semi, 15 corporal, 30 valoare atac, cizme 2 KPV, 10 critică, 3 blocare cu 6-7, colier 2 KPV, 10 pătrundere, 2 blocare, 30 atac și 6 metin la 6-7, încă un coif cu 15 foc. Băi, deci contul ăsta este, bă, demențial. Setul cu int, de-abia aștept să testăm damage-ul. Nu avem mistres pe cont. Nu cred că avem mistres pe cont acum. S-ar putea să fie o mică problemă că nu avem mistres pe cont, ca să vedem și noi un damage exact. Dar parcă mă îndoiesc că nu avem mistres pe cont. Limb 5 și o limb 5, să mai avem pe aici câteva chestii. By the way,
By the way, băiatul, proprietarul actual al contului mi-a spus că în depozit mai sunt câteva iteme de o valoare minusculă în inventarul 3 și, în inventarul 2 și 3, doar că trebuie deblocat. Deci, doar o valoare minusculă, atâta tot băieți. Mai avem conturi de 30 pentru cioburi plus acest ward de nivel 30 pe cont care este destul de decent, zic eu, în sensul în care avem P-ul la aură pe el. Nu cred că avem alchimie. Nu, deci nu avem alchimie pe cont. Și în mare cam atât. Îmi pare rău totuși că nu avem un mistreț ca să vedem damage-ul acestui cont. Chiar îmi pare foarte rău că nu avem un mistreț. Pe cont vreau să ne uităm puțin și la depozit. Uite că mai avem 125 de MD-uri și 140 de JD-uri. Aici nu mai avem nimic la tranzacții, nimic. În item shop mai avem câțiva biscuiți proteine și cam atât. Ok, uite, mamă cum a mers! A mers transformarea expert, sunt zis și minerit. Bine, bă, băiatule, bine rău. Sincer, deci chiar super, super bine. Aș vrea să mergem puțin în... pe munte, de fapt, ca după aia să mergem și la niște metine de nivel 90, ca să vedem cum stă situația. Băi, dar ce cont? Deci ce cont pe serverul Carpathians? Nu avem pet, avem pietre oricum pentru Gaia, pe aici, mai avem niște cărți, izbitură, spiritul flăcări și așa mai departe, care merg. Ia uite, stai că mai avem ceva și prin item shop. Ok, nu prea mai sunt mari lucruri pe aici, fatale plus 4, niște CL-uri, dar sunt acolo să fie. Alchimia asta care este genială, itemele care sunt geniale pe cont. Nu știu, pur și simplu, cele patru inventare deschise, dinții de orc care sunt și ei deschiși, undița care e plus 13. Bă, what the fuck, are undiță plus 13? Bă, voi vă dați seama că s-a pescuit, mă, cu contul ăsta. Ia uite și pe nouă coze aici, pe care categoric aș vrea să îl bat. De fapt, hai să punem și noi setul cu int prima oară. Damage-ul o să fie gol, goluț, băieți. Deci, gol, fără mistreți, fără nimic. Wow, și ăsta ar fi damage-ul, fără mai nimic. De 6K. Wow, băi, un damage super bun, fraților. Adică, gândiți-vă că dacă am avea pe cont un mistreț, măcar damage-ul ar sări pe undeva pe la 8K. Bun, am luat la da 9 cozi. Odată. Damage-ul metine care ar fi, care este în jur de 7K, am fost acolo fără absolut nimic. Deci 7K fără nimic. Mamă, băi, mie personal îmi place foarte mult contul. Băi, dacă știam că e așa, efectiv, tăiești vrăjit și mo plus 3, bun. Dacă știam că e așa, frate, efectiv, chiar aș fi vrut eu să mai fac încă un clip. Și s-ar putea să mai fac încă un clip dacă nu se vândă foarte repede, pentru că un cont de genul categoric se dă foarte repede. Aș vrea să-i pun o medalie eroilor, un attack site, un mistreț, să mai băgăm niște pești. Mamă, bă, și acum am dat seama că noi nu avem nici can, frate, pe cont. Deci nu avem nici can pe cont. Bă, voi vă dați seama, nici măcar finisajele nu le avem pe cont cum trebuie. Deci, păi contul ăsta cu medalie și cu tot ce trebuie, cred că are... Bă, asta ajunge la un 35K, mă, lejer. La un 35K, doamne, la un 25K, zic. Sincer să fiu, cred că ajunge la un 25K lejer dacă îi bagi tot ce trebuie. Mamă, ce rău îmi pare, frate, că nu știam cât de fain e contul. Proprietarul mi-a zis, băi, vezi că e un cont de nivel 35 acolo, top. Și eu mă așteptam să fie un cont de 35 normal, adică cu alchimie opacă, niște FMS-uri, poate un FMS 45 medie spre 50 medie, dar în niciun caz nu mă așteptam să fie așa. Să aibă și skin de Zodiac plus 9, adică să avem, pardon, frate, e mult, mult prea top.
Deci cred că cu toții putem să aplaudăm contul ăsta, fraților, și să zicem direct, bă, chiar e un cont bun care își merită toți banii, efectiv. Ce aș vrea să mă mai uit pe aici, fraților, la... Ia uite, deci încă un metin de nivel 75. Deci, ar mai fi ceva foarte, foarte important care scade damage-ul calul level 12, pentru că știți și voi că odată ce ajunge la nivel 20, calul o să dea și mai mult damage. Hai să vedem aici, să mai donăm și noi niște XP ca să nu facem level, pentru că ar fi foarte păcat. Deci la un cont ca ăsta ar fi foarte, foarte păcat să dai level, frate. Mi se pare genial, pur și simplu. Eu dacă aș avea contul ăsta, frate, cred că aș face live zilnic. Sincer vă zic. Deci am farmat zilnic la level 35. Și chiar aș vrea să văd în cât timp se scoate investiția. Pentru că a fost o investiție. Ia uite, sabie exorcism. Nimic, nimic foarte, foarte fresh. Deci chiar aș farma non-stop, mai ales la side event-uri și așa mai departe, în map 2. Bă, păi rupi cu contul ăsta. Deci rupi total. N-au drept de apel metinile în map 2, uite-te și tu. De fapt, n-au drept de apel nici de level 80, pentru că damage-ul ăsta pe care îl vedeți voi este foarte, foarte mic în comparație cu ce poate cu adevărat contul. Pentru că doar o medalie și un mistreț duce contul ăsta la undeva la 12-13k, să nu mai zicem de un attack site. Deci ar rupe, să nu mai zicem de pet cât ar boosta damage-ul. Nu, are potențial, deci are potențial foarte, foarte mare contul ăsta și cred că toată lumea care s-a uitat la clipul ăsta, fraților, nu uitați de butonul ăla de like dacă totuși sunteți și voi aici. Și cred că sunteți de acord cu mine că acest cont are un potențial extrem de mare pentru viitor. Deci chiar extrem de mare. Gândiți-vă că iarăși la scut ar mai merge un scut cu 12 dex, 12 putere. De exemplu cum e scutul de pe contul lui GH de level 60, care și ăla este la vânzare super top cu FMS 51 medie. Ar mai fi mers un atac pe coif, niște daune crescute la punctele mai mici de rang pe undeva pe aici și pur și simplu s-ar propulsa damage-ul. Mai ales că acum, fraților, pietrele plus 2, plus 0, așa mai departe se stachează. Deci mi se pare genial, pur și simplu genial. Deci ai face la bani cu contul ăsta, bă, la fiecare side event. Deci chiar la fiecare. Nu cred că ai avea un side event la care să nu produci minim 10 uni cu un asemenea cont. Nu știu, personal, fraților, îmi place, cred că se vede pe fața mea că am rămas plăcut, surprins de potențialul acestui cont. Aștept părerile voastre în comentarii și sunt aproape sigur că și voi o să aveți o părere foarte bună despre acest cont. Să vă mai prezint încă o dată alchimia pentru cei care poate ați dat skip ca să vedeți doar damage-ul. Rubin strălucitor full PVM, Jazz strălucitor full, Diamant strălucitor full, Granat strălucitor dublu PM, Onyx dublu corporal cu critică și Safirul rezistență Warlican Sura. Nu cred că mai avem nimic pe aici pe la alchimie. Ar fi fost culmea să mai aibă și ceva pe la alchimie pregătit să mai dea în continuare. Dar nu, cam ăsta este contul, fraților, în mare. V-am zis, personal, îmi place de mor. E un cont care dacă ai timp, bă, faci unii. Nu te fac ei pe tine aici. Maxim investești pentru mânușă și atât. După cum se poate vedea, oricum nici mânușa nu avem. Bun, bă, băieți, cam atâta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker, sper că v-a plăcut. Vă urez o vizionare cât mai bună în continuare la celelalte clipuri de pe canal. V-am pupat. Ciao, ciao. Și dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, mă găsiți pe Instagram. Iar pentru orice legat de Metin 2, mă găsiți pe Instagram shop.metin2ro. V-am pupat. Ciao, ciao.